SM. SM. Vă prezint în continuare câteva citate dintr-o carte excelentă și anume Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi. Fața nevăzută a televiziunii, volumul 1, editura Evangelismos, editura Prodromos, 2006, autor Virgiliu Gheorghe. Cu cât oamenii se uită mai mult la televizor, cu atât se simt în lipsa acestuia mai stresați, mai singuri, cu mintea mai împrăștiată, mai irascibil și anxioși, mai epuizați, deconcentrați și pasivi, goliți sufletește. Toate aceste simptome sunt însă specifice consumului de droguri, apărând în momentul în care drogul se elimină din organism. În intervalul 1964-1968, când generația TV din Statele Unite, crescuți de mici în fața televizorului, ajunsese la maturitate, s-au mulțit și tinerii între 10 și 18 ani care consumau droguri. Un tânăr de 17 ani spunea: "Mă droghez, este atât de incitant. Lumea se mișcă încet și nedeterminat, dar foarte clar, precum într-un film Dat cu un cetinitorul sau într-un spectacol desfășurat pe micul ecran, când orice vezi intră direct în capul tău. Toate imaginile interioare mă făceau să văd lumea și pe mine însumi, precum scenele la televizor. În societatea americană, mai întâi și apoi în toată lumea, mass media a contribuit esențial la promovarea avorturilor, a homosexualității, a mentalităților bolnave ale grupurilor minoritare de tot felul. Ecranul televizorului sau al calculatorului dăunează dezvoltării cortexului prefrontal. Hipnoterapeuții susțin că televiziunea permite nu numai o transmitere a forței hipnotice, ci chiar o multiplicare a acesteia. Vizionarea TV poate fi încadrată cu ușurință în clasa fenomenelor de tip hipnotic. A te afla liniștit, relaxat, într-o cameră întunecoasă, privind fix și pasiv o sursă de lumină, pe o anumită perioadă de timp, sunt primele elemente ale inducerii hipnozei. Rata crescută a schimbărilor de plan la televizor inhibă activitatea conștientă de autoprotecție în fața mulțimii informațiilor. Creierul supra-solicitat va decupla atenția, putându-se astfel intra în transă hipnotică. Neurologii arată că, numai după câteva minute de vizionare, din punct de vedere al activității cerebrale, se sesizează o puternică decuplare senzorială, văz, auz, miros, de mediul camerei în care are loc vizionarea. Nu mai văd, nu mai aud și nu mai miros nimic când mă uit la televizor, Oamenii se dezlipesc greu de televizor. Cei mai mulți nu pot trăi nici o zi fără să se uite măcar la programul de știri. Iar când televizorul lipsește din casă, devin irascibili, certăreți, nervoși, etc. În cazul dependenței, substanța este adesea consumată în cantități mai mari și în cursul unei perioade mai lungi decât s-a intenționat inițial. Jucătorii la cazino își propun adesea să joace doar până vor câștiga ceea ce au pierdut. Însă, puțini sunt aceia care, după ce au câștigat, se pot opri înainte de a pierde totul. Pentru fumătorii înrăiți sau pentru băutori, este simptomatic faptul de a-și propune să fumeze doar o țigară, respectiv să bea doar un pahar, fără să se mai poată opri după aceea. Telespectatorii de toate vârstele afirmă că se așează pentru a urmări un singur program, dar termină prin a viziona mult mai mult. Mintea tinerilor, educată prin televizionare, să stea mai curând pasivă decât să se afle în tensiunea rezolvării unor probleme sau situații de viață, va căuta tot mai insistent, chiar dacă nu în mod conștient, activități ca vizionarea TV ascultatul muzicii, în special ritmurile gen rock, hip-hop sau techno, și consumul drogului, care să o aducă în starea de pasivitate, detașare și ușoară euforie. Televiziunea promovează nihilismul, mișcările anarhiste, războaiele de exterminare, curentele punk, rap, Rock. Mișcările satanice sunt câteva dintre fenomenele cele mai semnificative care promovează distrugerea totală a umanității. Forme mai puțin evidente ale nihilismului se întâlnesc și în mișcările feministe ale homosexualilor și lesbienelor, în diferite secte și mișcări orientale. Pe micul ecran se găsesc reprezentate toate stadiile de evoluție sau de negare ale culturii nihiliste, de la relativismul valoric al liberalismului până la negarea existenței lui Dumnezeu și a metafizicului, realizată prin popularizarea darvinismului și a de la experiența erotismului obsesiv, a pornografiei și magicului, până la nihilismul distrugerii promovat prin mesajul violenței. Cum intervine televizorul în gramatica folosirii privirii pe care o învață creștinismul, societatea tradițională sau conștiința omului? Uitându-ne la televizor, ne punem privirea în mâinile celor care stau în spatele aparatului de filmat, pe care îi delegăm prin aceasta să ne guverneze atitudinile față de oameni și lume, sentimentele și emoțiile personale. Camera TV privește de aproape lucrurile, mai cu seamă în clipurile publicitare unde acestea sunt sexualizate, se plimbă pe suprafața lor sugerând atingerea, mângâierea. Tehnica video creează de spectatorului obișnuința de a privi cu nerușinare, cu obrăznicie, de a căuta cu insistență la tot ceea ce poate stârni pofta. De-a lungul miilor de ore de vizionare, televiziunea dezvoltă în tineri o sensibilitate sexuală anormală, un comportament și un orizont erotic bolnav. O vestimentație care atrage atenția asupra trupului și formelor sale, mișcări sau gesturi lașcive, priviri aprinse de dorință, care promit cu subînțeles plăcerea, sunt doar câteva dintre elementele erotice ale mediului TV. De la divertisment până la programele de știri, eroticul este prezent și chiar dominant. Acestea au fost câteva citate din cartea Efectele televiziunii asupra minții umane și despre creșterea copiilor în lumea de azi, fața nevăzută a televiziunii volumul 1, editura Evangelismos, editura Prodromos 2006, autor Virgiliu Gheorghe.